Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu Sport Sud Special. Sunt Bogdan Codruță, vă spun încă o dată bună seara și vă invit să rămâneți alături de noi până aproape de orele 20 pentru o nouă ediție a emisiunii noastre săptămânale, care aduce în studioul Media Sud cei mai importanți oameni la ora actuală din fotbalul județean, din marele spectacol al fotbalului județean, care continuă și acest sezon în Liga a patra. Dragi prieteni, am plăcerea de a vă prezenta invitații din această seară. Echipa aleasă pentru a veni la Sport Sud Special este Rapid Buzescu. O nouă față pentru Rapid Buzescu. Doi reprezentanți aici lângă mine. Să începem cu antrenorul Florin Răducul, noul conducător de pe banca tehnică a formației din Buzescu. Bine ați venit, domnule Răducul. Bună seara, bine m-am găsit. Fostul, actualul atacant de la Buzescu, golgheterul ediției trecute al Ligii a patra, Horațiu Lascu. Salut, Horațiu! Bună seara, bine v-am zis! Domnilor, ambii ați mai fost prezenți la emisiune în formule diferite. Horațiu își reprezenta atunci alături de Iulian Badea echipa Rapid Buzescu. Dumneavoastră ați venit atunci ca reprezentant al celor care duc travaliu cu creșterea juniorilor. Reprezentant al clubului Phoenix. Avem multe de discutat cu dumneavoastră pentru că activitatea dumneavoastră fotbalistică se extinde. Activați deja pe trei fronturi în fotbalul județean și sunt multe, multe lucruri de vorbit acolo. Înainte de a ne ocupa de Liga a treia, câteva cuvinte și apoi revenim și la povestea care s-a întâmplat sâmbătă în etapa cu numărul 6 din Liga a patra județeană de fotbal. Ce s-a întâmplat la dumneavoastră, domnule antrenor? Ați jucat cu Sporting Turnu? Da, am jucat cu Turnul Mugurele. Și ați pierdut cu 4-0. Și am pierdut cu 4-0, da. Prea bun pentru Buzescu? La modul cum s-au prezentat în teren, Turnul Mugurele au jucat destul de bine. Noi, pe alocuri, am încercat să punem ceva probleme, dar nu am reușit. Dar asta este în fotbal, se mai întâmplă și de asta. Așa mare diferența, Horațiu? Da. Turnul Mugurele au o echipă mult mai bună, cu jucători mult mai experimentați ca a noastră. Per total au fost mai buni, n-am ridicat niciun fel de pretenție la meciul acesta. Am luat gol foarte repede în urma a două greșeli și cam și asta a fost istoria jocului. După aia ați pendulat, ați fugit după egalare? Da, am încercat, dar nu am reușit. Deci au reușit să-și impună jocul și au câștigat destul de lejer. Noi am titrat acolo pe burtier o nouă față pentru Rapid Buzescu. Asta, după părerea mea, este o realitate care nu poate fi contestată de nimeni. S-au schimbat lucrurile foarte mult în bine la Buzescu. Lucruri interesante s-au întâmplat în această vară și continuă, iată, și în acest tur de campionat din Liga a patra. Stați bine în clasament, aveți o poziție liniștitoare, ați făcut și niște rezultate foarte bune și surpriză chiar. Despre ele vorbim însă în minutele următoare, despre noul chip al Rapidului din Buzescu. Dragi prieteni, câteva minute la începutul fiecărei emisiuni, după cum v-am obișnuit în acest nou sezon de Sport Sud Special, le dedicăm și competiției de Liga 3 pe care postul nostru de televiziune o transmite. Marea majoritate a meciurilor pe care echipa divizionară din Telorman, singura Sporting Roșilor de Vede, le dispută în seria a treia, Ligii a treia, sunt difuzate de postul nostru de televiziune, așa că ne facem o datorie plăcută de a vă ține la curent cu aventura Sportingului din Roșilor de Vede în fotbalul divizionar. După cum bine știți, după cum ați putut urmări ieri în exclusivitate pe postul nostru de televiziune, Sporting Roșilor de Vede a reușit sâmbătă în etapa cu numărul 6, la fel ca și în fotbalul de țean, tot la runda cu numărul 6 a ajuns și Liga 3, să obțină cea de-a doua victorie, una foarte importantă, pe teren propriu, în fața unei echipe aflate și ea în suferință, Inter Clinceni, suferință, dar o echipă foarte solidă în teren, cu un antrenor titrat, Titi Dumitriu, cel care a făcut istorie la mijlocul anilor 90 pe Banca Stelei București. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie cu scurtul rezumat pe care l-am pregătit pentru telespectatorii noștri care doresc să mai retrăiască momentele victoriei de sâmbătă, o victorie dramatică, un meci cu o desfășurare epică, cu mult dramatism. Inter Clinceniu are lovitura de începere. Meciul s-a disputat, după cum bine știți, pe stadionul municipal din Roșilor de Vede. Aici este un gol anulat Sportingului. O fază la poarta lui Preda,
Andrei Preda va face un meci mare aici, nu s-a dat corner, dar ar fi trebuit să beneficieze de corner oaspeții, pentru că Preda a reușit să-și salveze echipa. Golul lui Bocănete din minutul 36, golul de 1-0, suntem în prima repriză. Aspect acum din partea a doua, Horia Ivan, un goalkeeper aventuros și el, în poata Câncenului, a fost pedepsit de două ori de roșioreni. Iată un șut foarte bun al roșiorenilor, care în partea a doua a meciului au deținut inițiativa, au controlat jocul, au avut și ocazii. Și cred că este golul care aduce egalarea, o deviere fericită pentru aspect, se făcea 1-1 în minutul 79 Cristian Mihai și apoi imediat în minutul 81 Moșteanu, cel care și-a pus primul mâinile în cap la golul egalizator al oaspeților, reușește să aducă din nou Sportingul în avantaj. Da. O lovitură de corner, după care cred că se dă penalti, cred că este faza penaltiului, o respingere, un șut acolo. Cel care este secerat la pământ, jucătorul Sportingului, este capitanul Liviu Floricel, care arată arbitrul că a fost lovit în cap, greu de spus. Vede al doilea galben, este eliminat și se acordă penalti pentru un presupus hands, greu de văzut. Dorinul Popa, vedeta Ilfovenilor, execută, apără Preda, după care mingea este expediată violent în bară, un meci dramatic. Apărarea roșiorilor a rezistat și iată, așa s-a scris povestea, un meci foarte plăcut pentru telespectatori, nu știu să fie implicat acolo. Avem reacțiile după meci. Andrei Preda, îl vom asculta pe Andrei Preda, a făcut un meci mare în trei rânduri, am numărat eu, de două ori în prima repriză, un șut scos de la Lucina Barei, o lovitură liberă, acea minge pe care am văzut-o și pe reluare, respinsă, ciupită și apoi trimisă la închetura Barelor, și acel penalti. Au fost trei faze în care Andrei Preda și-a pus amprenta pe rezultatul final al meciului, o să auzim câteva cuvinte de la el. Președintele clubului, Gabriel Dădulescu, ne-a spus și el câteva cuvinte, a comentat puțin și arbitrajul, pentru că, așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută, au fost ceva discuții mai aprinse acolo, inclusiv vociferări din tribună. Nu avem pe nimeni de la Inter Clinceni, supărarea a fost foarte mare, n-a mai vrut nimeni să ne acorde absolut nicio atenție. Dacă suntem pregătiți cu interviurile, Andrei Preda, portarul Sportingului, și Gabriel Lădulescu, președintele clubului. Așteptăm. Dragi prieteni, primele reacții după meciul câștigat de Sporting Roșiori de Vede acasă, 2-1, un meci cu un final foarte, foarte tensionat și încins. Unul dintre eroii lui Sporting, portarul Andrei Preda, două intervenții salvatoare în prima repriză și un penalti apărat în partea a doua. Cum s-a văzut dintre buturi partida? A fost un meci foarte greu. Ne așteptam ca cei de la Clinceni să vină să ne atace și nici ei nu stau prea bine în clasament și am avut mai mult noroc, să spunem noi. Și noi am dominat, am avut ocazii clare, am avut și un penalti, am înțeles, am avut un gol anulat din offside. Bine că s-a terminat cu bine și că am luat cele 3 puncte. Cum s-a văzut arbitrajul? Tribuna a contestat vehement și de data asta. Nu comentez arbitrajul pentru că am avut o suspendare mai lungă și nu vreau să comentez arbitrajul. Este bine că am luat cele 3 puncte, după cum am zis mai devreme, și sper să mergem din victorie în victorie. Avem o deplasare lungă și dificilă la Dinicu Golescu, care a câștigat în această rundă a 6-a. Ați mai reușit în acest debut de sezon să aduceți un punct din afară pe un teren dificil. Cu ce gânduri la câmpul lung? Noi mergem la fiecare meci, mergem cu gândul să luăm cele 3 puncte. Nu știu nimic despre această echipă, eu personal sper să luăm cele 3 puncte și să urcăm cât mai mult în clasament. Domnule președinte, a doua victorie mai dificilă decât prima precedentă, a fost 4-0 atunci. A fost un meci greu, Inter Clinceni, în ciuda locului din clasament, s-a dovedit un adversar foarte, foarte dificil, un 2-1, avantaj minim. Vreau să mă întreb în primul rând de arbitraj, a fost un penalti apărat de Preda, Sportingul a solicitat și ea la rândul ei un penalti. Dumneavoastră, cum ați văzut arbitrajul? În primul rând, bună ziua. Da, într-adevăr, a fost un joc foarte greu și Clinceni este una dintre echipele bune ale campionatului. Ei au puncte puține pentru că au și un joc mai puțin disputat. Ce pot să spun? Mă bucur că am luat cele 3 puncte. Despre arbitraj, ați văzut și dumneavoastră cum
ce a fost. Dacă în prima repriză au fost doar câteva greșeli, după părerea mea, nu sunt un specialist, dar s-a văzut, să spun așa, cu ochiul liber, un penalti care doar arbitrul l-a văzut. Faza premergătoare, asistentul arată 5-50, centralul indică corner, de acolo a ieșit și penaltiul. Eu zic că am mai avut și noi un penalti clar la Bocănete, minutul 60 și ceva, nu mai rețin bine minte, na, scorul de 1-0. Asta este, ăștia sunt arbitrii, suntem obligați să-i suportăm, ca să spun așa. Nu avem ce să facem. Până la urmă totul s-a terminat cu bine, Preda a apărat penaltiul, Moșteanu a revenit și el cu gol rapid după ce a fost egalați. Aveați doar 4 puncte în clasament, acum sunt 7 puncte, un balon important de oxigen pentru Sporting, a adus liniștea și optimismul. Ce așteptați la deplasarea următoare de la Câmpul Lung? Da, în primul rând mă bucur pentru Preda, că ușor își va intra în mână. A apărat un penalti și cu la cu Astra, în jocul cu Astra, astăzi încă un penalti. A avut și două intervenții bune, un șut din vinclu în prima repriză. V-am spus încă o dată, mă bucur pentru el că ușor va intra în mână, să cunoaște și el un pic lipsa de jocuri, câteodată este nesigur la minge ușoare, dar cred eu că jucând în continuare va da siguranță acolo echipei noastre. Noi toate jocurile le tratăm cu aceeași seriozitate, cu aceeași devotament. Vrem să mergem la Câmpul Lung, care și acolo, prietenul meu, am un prieten acolo, antrenorul echipei, știu că are o echipă de copii, dar care aleargă foarte mult, să dăruiesc și au și 8 puncte, dacă nu mă șer, în clasament. Sperăm să venim cu un rezultat pozitiv de la Câmpul Lung. Liga a treia se vede doar la Media Sud. Șut! Domnul pleacă șutul! Deci pară! Încă o dată 3-0, prieteni, s-a terminat! Urmăriți duminică de la orele 16 spectacolul fotbalistic al Ligii a treia, doar pe Media Sud. Faze de joc, goluri, antrenori de top. Submarin Dună, urmăriți Liga a treia, numai la Media Sud, Alexandria. De fotbal. Media Sud alături de fotbal, alături de Liga 3-a, prieteni, am văzut declarațiile imediat după meciul de sâmbătă, etapa 6-a, seria 3-a din Liga 3-a, un meci epuizant, un meci foarte plăcut pentru spectatori și telespectatori, nu știu, pentru jucători, antrenori și conducători, cum au, la ce intensitate au trăit această partidă. Cert este că urmează o deplasare la Câmpul Lung, în Argeș, și acolo cu contra echipei Dinicu Golescu, o echipă, iată, necunoscută, dar care are un număr onorabil de puncte până acum. Dacă suntem pregătiți rapid să facem o trecere în revistă a rezultatelor înregistrate în seria Sportingului din Liga 3, să le dăm citire și să le afișăm în special pentru telespectatorii noștri, pentru a vedea care au fost rezultatele înregistrate în această etapă de Liga 3, etapa 6-a, desfășurată vineri și sâmbătă. Așteptăm până atunci în factoria de a da citire. Atletic Bradu 1-1, remiza acasă cu echipa Dina Fumații. Vișina 9 pierde acasă în fața lui Urban Titu, scorul v-am spus 0-1. Argeșul Pitești, iată, într-un continuu reviriment, echipă învinsă în prima etapă cu 4-0 de Sporting acasă. 2-1 cu CS Podari. Astra 1-2 cu Dinicu Golescu din Câmpul Lung Argeș. Dinicu Golescu, vă spuneam, următoarea adversară a Sportingului din runda 7. Concordia Chiajna 2-3-2 acasă contra celor de la Chindia Târgoviște, Sportino și ODV de 2-1 între Clinceni și FCM Târgoviște 1-1 cu Clubul Sportiv din Ștefănești. Mulțumim regiei de emisie, pe care o rugăm acum, dacă este pregătită, să ne afișeze și clasamentul la zi al Ligii a treia. Un clasament provizoriu după 6 runde scurse. Sunt două echipe care au un meci mai puțin disputat, e vorba de Atletic Bradu și de Minter Clinceni, adversarea de sâmbătă a Sportingului.
Ne interesează în primul rând Sporting Oșor de Vede, poziția nouă în clasament cu 7 puncte. Să sperăm că vor fi în urcare. Bun, mulțumim încă o dată și ultima atenție, ultima privire către meciurile etapei a 7-a din Liga a 3-a. Așteptăm și graficul pentru a vă prezenta care este programul complet al etapei de săptămâna aceasta, de runda 7-a. Club Sportiva Fumați Vișina 9, Urban Titu Argeșul Pitești, Chindia Târgoviște Astra Ploiești, Inter Clinceni joacă acasă cu una dintre cele mai puternice echipe ale seriei, Clubul Sportiv Ștefănești, Fotbal Club Municipal Târgoviște Atletic Bradu, Podari, Concordia Chiajna, Dinicu Golescu din Câmpul Lung, Argeș, Sporting Roșiori de Vede. Bun, domnilor, aceasta a fost Liga 3-a, astăzi sunteți la Liga 4-a, acolo unde sunteți una dintre cele mai frumoase surprize din această stagiune de campionat. Avem surprize neplăcute, avem o apariție neașteptată, Sporting Turnu Măgurele. În iulie echipa asta nu era. Încă nu, nu, da, încă se nu născuse, era, așa este. Și vorba unui roman celebru, s-a născut deja mare. Da. Mulți jucători. Așa este, o echipă bună și nu întâmplător să află acolo. Cred că acolo se cunoaște și mâna lui Bădoi, fost fotbalist mare extraordinar, fotbalist. După părerea mea, cu un caracter extraordinar, că altfel nu poți să fii un fotbalist mare dacă nu ai caracter. Și se vede că și mâna lui de antrenor, chiar dacă este la a doua sau a treia echipă pe care o antrenează, dacă nu mă înșel, dar se vede că are experiență, știe ce vrea. Echipa, cel puțin vis-a-vis de noi, a jucat foarte bine. Domnule antrenor, și dumneavoastră a jucat fotbal, în special în Ungaria, la un nivel profesionist, la un nivel foarte bun. Apropo de Vali Bădoi, care a jucat la mari echipe, Rapid în primul rând, a trecut Steaua. Și pe la Steaua. Da. A făcut carieră, an bun la Rapid, pe vremea când Rapid București era echipa faniună. Da, da, era în top. Campion, titlul de campion și mai departe. Cum se resimte coborârea asta de la nivelul pe care l-ai atins ca fotbalist, ca fotbalist activ, în momentul când începe antrenoratul, cobor la bază. Vali Bădoi, Șoavă, care a fost la Roșiori, Cristi Negru, jucător, actual antrenor al Sportingului, sute de meciuri în Liga 1, dumneavoastră. Păi cum să simți? Normal, să termină o perioadă a vieții, după părerea mea, una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții, să fii fotbalist. După aceea, trebuie să iei de la capăt începând de la zero. Și părerea mea este că toți antrenorii trebuie să treacă și pe la copii și juniori, pentru că e altceva. E altceva. Înveți foarte multe lucruri cu care nu te-ai mai întâlnit de 15-20 de ani. Deci de când erai mic, probabil că l-ai uitat și acum iarăși revin, dar sub altă formă, altă gândire, la fel ca și o carte pe care o citești în mai multe momente ale vieții. O redescoperi. Da. Nu mai este același lucru pe care l-ai citit acum 10 ani sau cu 20 de ani. De fiecare dată când citești, descoperi altceva. Așa se întâmplă și cu fotbalul. De fiecare dată când antrenezi o echipă de copii, descoperi altceva și ai multe de învățat. Cine poate să învețe, dar cine nu, trece pe lângă informații și merge mai departe. Eu am o părere oarecum diferită, mă rog, am auzit-o și am analizat-o și eu, am stat și am reflectat, încă o dată, fără să fi fost fotbalist profesionist și cu atât mai puțin antrenor. Se spune că a crește jucători sau a fi antrenor de copii și junior la toate nivelurile este cu totul altceva decât a antrena echipe de seniori. E cu totul și cu totul alt registru, alt tip de muncă, crești jucători, crești caractere, trebuie să ai grijă de ei, trebuie să îi pui să înveți ABC-ul fotbalistic. Deja la seniori îi ai format și lucrezi mai mult pe tactică, pe omogenizare, înțelegeți? Altceva este, da, sigur că da. Să vă spun ce se întâmplă la copii și juniori. În primul rând trebuie să fii un caracter deosebit, pentru că
mai ales la copii și copiii de la începând cu vârsta de 6-7 ani, trebuie să fie un caracter deosebit, pentru că ei trebuie să învețe ceva. Exact cum la școală primul învățător sau prima învățătoare nu uiți niciodată. În bine, sau în rău? În bine sau în rău. Eu de-aia spun, trebuie să fie un caracter deosebit, pentru că nu trebuie să te uite sau să-și aducă aminte de rău. Trebuie să-și aducă aminte de lucrurile bune pe care le-ai făcut în timp. Și mergând mai departe, vor ajunge la echipele mari acolo, unde orice antrenor are nevoie de jucători cu caracter puternic. Să știți că marea problemă noastră acum este faptul că mulți dintre jucători nu sunt formați. Ajung la vârsta de 18-19 ani și nu știu niște elemente pe care trebuiau să le știe la vârsta respectivă. E vorba de pregătirea concretă din punct de vedere fotbalistic sau psihologic? Mentalitatea păi de... totul cuprinde. Totul cuprinde. O să alocăm câteva minute aparte pentru capitolul ăsta cu juniorii, pentru că în continuare dumneavoastră vă continuați activitatea la Phoenix Alexandria. Haideți să facem o trecere în revistă a rezultatelor pe care le-ați obținut în aceste prime 6 etape din actuala ediție a Ligii a 4-a. Ați început fulminant acasă, 5-2 cu Udineze Uda Cocociu, un recital de goluri. Spic Poporoschi a Rapid Buzescu 1-1, apoi înfrângere în deplasarea de la Peretu, derby local acolo. Ați făcut marea surpriză de până acum, în etapa a 4-a ați învins cu 1-0 pe Fotbal Club Municipal Alexandria și apoi ați mers în deplasare la Saelele, acolo unde, contra voinței, ați reușit un rezultat de 1-1, chiar prin golul lui Horațiu Lascu. Singurul de până acum. Da, minutele de prelungire. Da, cu atât mai prețios. Da. Cu atât, apropo și de caracter, și în inferioritate numerică. Da. Dacă nu... De asta vorbeam. Jucători de genul ăsta trebuie să crească până în minutul 90, deci până chiar și mai mult, până fluieră ultimul fluier al arbitrului, până atunci trebuie să crezi în tine, în echipa ta pe care o ai. Tot timpul trebuie să crezi. Eu tot timpul am crezut că o să facem un rezultat bun, o să scoatem un rezultat bun și până la urmă, Horațiu ne-a ajutat și chiar așa s-a întâmplat. Și a ales bine momentul să marcheze primul gol. Da, a fost bine. Ai marcat foarte multe goluri sezonul trecut, ți-ai ajutat foarte mult echipa, ai fost golgheter, ai fost și contestat, ai fost și aplaudat. Asta se întâmplă... E normal. În momentul când ești în față, trebuie să te aștepți și la treaba asta. Cum e noua echipă? Cum te înțelegi cu coechipierii și dacă ai concurență în atac? Mai ești titular de drept? Să fie. Deocamdată, meciurile astea care le-am avut până acum, da, am fost titular. Să vedem pe viitor ce o să se întâmple. Legat de colegi, ce pot să spun? Sunt niște băieți foarte, foarte buni, chiar sunt niște caractere foarte deosebite. Consider că suntem o familie la Buzescu, chiar și băieții de la București care au venit, am reușit să-i integrăm foarte repede în echipă. Și împreună sperăm să facem un grup cât mai unit și să avem rezultate cât mai bune în viitor. Dacă suntem pregătiți în regia de misie, noi v-am vizitat, știți asta, câteva minute în drumul, sâmbătă în drumul spre Roșior și am cules câteva imagini, să vedem aceea. Și dacă suntem pregătiți cu imaginile surprinse sâmbătă la meciul dintre Buzescu și Sporting Turnu, atmosfera trebuie subliniată. Da, o atmosferă extraordinară, da. Condiții extraordinare de joc, terenul foarte bun. Ați avut și public? Public, da. Primarul care se ocupă foarte mult de echipă, nu lipsește de la antrenament. Dacă un dintre jucători mai lipsesc, el nu lipsește niciodată și tot timpul lângă noi, ne întreabă ce avem nevoie, ce probleme avem. Deci acolo, nu? Celebrul Jumar. Da. Jumar se reabilitează. El s-a reabilitat, nu? Da, încet, da. Își dorește foarte mult să joace. Am văzut că are și ambiție, mai trebuie să lucrăm la partea fizică. A avut o acționare foarte urâtă și care l-a... Aici este Walter Raffini, patronul și inițiatorul acestei formații din turnă.
sunt în atac, aici astea dumneavoastră, la margine. Era 3-0 când am venit noi. Da. Era ea pe final, acolo doar îndepărtat se vede tribuna locală și schimbarea lui Horațiu Lascu. Avem, într-adevăr, câțiva oameni. Chiar nu mă așteptam ca la Buzescu să se întâmple așa. A fost o surpriză plăcută pentru mine. Sunt câțiva oameni care, împreună cu primarul, chiar nu lipsesc de la antrenamente. A venit și Mihai Ciofalcă să ne ajute. Este lângă noi tot timpul. De fiecare dată ne întreabă dacă avem probleme, ceva să ne poată ajuta și împreună încercăm să formăm un grup. Un grup care nu se formează ușor, dar, așa cum a spus și Horațiu, cred că ne-am integrat destul de bine. Cred că împreună acolo reușim să rezolvăm multe lucruri. Primarul Valiu Costariu. Da, da. Omul din spatele Rapidului din Buzescu și de la care a plecat totul. Da, da, da. De acolo pleacă. Cu el v-ați înțeles. Sigur că da, da. Cum s-a întâmplat? Ultima oară când ați venit la emisiune, vorbeam de Phoenix, vorbeam de juniori, vorbeam de un proiect pe care vreți să-l începeți la Nanov. Da. L-ați și început. Dar nu, Buzescu nu se întrevedea pe orizont. Nu, pentru că nu, s-a întâmplat într-o perioadă foarte, foarte scurtă. Am primit un telefon de la Mihai Ciofalcă, m-a întrebat dacă am vreo echipă pe care să o antrenez, că el vrea să mă ducă la Buzescu. Și i-am spus că mă antrenez Nanov, am vorbit cu oamenii de acolo și acum e târziu, nu pot să mă întorc, pentru că așa e normal, dacă ai bătut palma, nu mai contează să semnezi, sau cel puțin din punctul meu de vedere, asta e, nu contează să semnezi, important e să-ți respecti cuvântul. Și zic, nu pot să vin, m-a rugat să fac rost de un coleg, am spus că este un coleg, i-am dat și numele, am vorbit cu colegul respectiv, mi-a spus că nu vrea să se bage și următoarea zi a venit la Nanov dimineața, că aveam meci cu Nanov și m-a tras deoparte și mă întreabă, zice, vrei să vii la Buzescu? Uite că oricum sâmbătă se joacă Liga 4, duminică Liga 5 și zic, băi, nu pot să vin, că normal trebuie să vorbesc eu cu primarul de la Nanov, pentru că eu cu dânsul am vorbit prima dată și așa e normal. Am vorbit cu domnul primar de la Nanov, mi-a spus că n-are nimic împotrivă și așa am hotărât să merg să merg și la Buzescu. Se întâmpla cam prin ce lună? Păi în luna august, cred. La începutul lunii august, dacă nu mă așa, sau la finalul lunii iulie. Da, da, cred că și la ați avut maxim 4 săptămâni până la, da, 30 august, da, când da, s-a deschis, da, nou, da, sezon de Liga 4. Am început cu un meci de cupă la Turnu, după aceea am avut meci la Poroschia cu Brânceniu, le-am câștigat pe amândouă, după aceea am mers la Cupa Telormanu, da. A fost finala și semifinala la... Ați ieșit din grupe în... Da, da, da. Cupa Telormanu. Da. Și finala și semifinala a fost la Olteni. Da. Acolo am pierdut primul meci și după aceea al doilea meci l-am câștigat. Deci, dar ați luat locul 3 la actuala ediție de Cupa Telormanu. De Cupa Telormanu, da. Da. S-a anunțat ceva, schimbări? Iată, de la Cupa Telormanu. Da. O schimbare foarte rapidă. Foarte rapidă. Sunteți la ora actuală pe poziția 8-a clasamentului cu fix 8 puncte la egalitate cu Voința Săraie, Unirea Țigănești și Dunărea Zilnice. Mai sus, pe poziția 4-a, la doar 3 puncte de diferență pe dumneavoastră, 11 puncte Astra Ploska. Deci sunteți bine poziționați. Ați găsit acolo un lot de jucători, mare, mic, cam mic, din câte știu eu. Inițial a fost mic, dar în timp domnul primar a adus câțiva jucători, după la Rapid. Care Rapid? Rapid București, pe acolo, pe undeva. Sunt niște copii destul de buni, copilași, care au venit și s-au integrat bine în echipă. Mai avem 2-3, chiar 3 jucători care au venit, dar nu putem să-i legitimăm în perioada asta. Vin la antrenamente. E bine. Deci e neașteptat de bine. Deci nu credeam că ca la Buzescu să se întâmple lucrurile astea. Lucruri care eu mi le gândeam pentru mine, că așa mi-ar trebui mie cineva, să am pe cineva în spate și Dumnezeu chiar mi l-a dat. Cam câți jucători ați păstrat? Cu câți v-ați despărțit? Din diferite motive? Poate au plecat ei, poate... Păi vreo 2-3 au plecat.
Din ce am prins eu, din ce am prins eu, din ce am prins eu, nu știu dacă a fost, au fost din vechea gardă, 2-3 au plecat și restul au rămas. Și suntem acum în jur de 18-20 de jucători, care nu pot să vin toți la antrenamente. Aici noi facem antrenamente marți, joi și sâmbătă jucăm și dincolo la Nano fac miercuri, vineri și duminică jucăm. Miercuri, vineri la Nano, marți, marți și joi la... Și joi la... La Buzescu. Antrenamente și odată sâmbătă se joacă la Buzescu, cu echipa de Liga 4 și duminică Liga 5. De Liga, la 5. De Liga 5. Când v-ați înțeles cu primarul de acolo, l-am văzut și în imagini, Vali Treistariu, aveți jucători de la București. Ce sunt, cum îi aduceți? Se plătește? Sunt, se da, le plătește drumul, din câte știu eu, le plătește drumul jucătorilor care vin. Dar ei vin într-o mașină, 4-5-5 jucători. Nu vine fiecare drumul, da. Și le plătește drumul. Dar sunt și câțiva care nu pot să vină datorită serviciului și vin sâmbătă la joc. Bun. L-am văzut pe banca tehnică pe domnul Gică Durlea. El asigura postul de antrenor, a rămas la echipă. Aveți un staff acolo, un nucleu? Da, pentru că nu, când am fost prima dată, m-a întrebat domnul primar de la Buzescu dacă sunt de acord să rămână. Păi normal că sunt de acord, că e fost jucător și el divizionar. Gică Durlea, un băiat bun, cu mine s-a comportat foarte bine, nu am avut niciun fel de problemă cu el și de ce să nu rămână? Că aduce un plus. Două păreri tot timpul sunt mai bune decât una singură. Și mă ajută, chiar mă ajută. La tot ce, orice decizie pe care o iau, discut cu el, vedem, cădem la un numitor comun și după aceea eu hotărăsc. Ați mai venit cu cineva? Un om de-al dumneavoastră? După ce să facem? Vin cu un antrenor să pun. Bine, așa se face la divizie, dar aici unde să aduci pe cine? Și... Nu, jucătorii ați adus? Au fost aduși la... De primar sau de dumneavoastră? Nu, de domnul primar i-a adus. N-ați venit dumneavoastră cu niciun lucru? N-am adus. Nu. Aș fi vrut să-l aduc pe Chiriță Gabriel, băiatul acela cu care am fost data trecută la emisiune, da? Dar cred că este prea mic la 15 ani să-l bag la nivelul ăsta și atunci am hotărât să-l băgăm la Nanov, la echipa de Liga 5. Și chiar mi-a ieșit bine cu el, pentru că ultimul meci pe care l-am avut, chiar dacă am luat bătaie de la Alexandria, de la CSM2, da? Am luat bătaie, dar el a jucat foarte bine. A jucat chiar cel mai bine din echipă, copilașul, după părerea mea. Horațiu, cum e să faci o puntă așa rapid cu Rapid Buzescu? Da, față de celelalte campionate... Am uitat să iau statistica de anul trecut, uite, vezi, nu m-am pregătit. De fiecare dată, dacă mi-amintesc bine, după 5 etape, am avut 0 puncte. 0 puncte, da. E un progres evident. O puncte... Tu ești de vreo 2-3 ani la Buzescu. Da, de 3 ani. Asta e al treilea sezon. Ai rămas la Buzescu, ai terminat ca și golgheter, ești un atacant cunoscut în județ, ai cochetat cu Liga 3, nu mai cochetezi acum cu Liga 3, dar la nivelul fotbal județean ești un atacant... cunoscut și cu siguranță n-ai fi rămas fără angajament. Nu te-a tentat în vara asta să pleci? Sau după cum să schimbă locul? M-am spus și data trecută la dumneavoastră. M-am spus că îmi doresc ca din vară să vină câțiva jucători care să schimbe puțin fața echipei, lucru care s-a și întâmplat și datorită acestor motive am și rămas la Buzescu și am continuat. Am trecut, ai marcat foarte multe goluri. Anul acesta, echipa e mai bună. Tu ești titular, deocamdată. Da, ai marcat însă un singur gol într-o situație esențială, un gol esențial pentru echipă, pentru că ai salvat un punct la Saele, unde nu se câștigă prea ușor, pentru că, uite, au și ei poziția 5-a în clasament. Da, într-adevăr. Ce s-a întâmplat? S-a schimbat sistemul de joc, am trecut să juca foarte mult pe tine, erai acolo lupul singuratic care primea toate mingile deviate, centrate. Da, nu. Bine, nu vreau să sune ca o scuză, dar înainte de prima etapă am fost accidentat, primul meci nu l-am jucat, a doua etapă tot așa am jucat foarte puțin.
Părerea mea este că mi-am intrat destul de greu în mână, cel puțin astea 5 etape. Am reușit să marchez golul de la Saele. Am sperat foarte mult să marchez și cu turnul Măgurele, însă n-am reușit acest lucru. Și sper ca odată cu următorul meci de sâmbătă, meciul de la Vârtoape, să reușesc să marchez și să spar gheața. Pe cine mai ai lângă tine în atac? Ca atacant este un băiat venit de la București, Andrei. Este un jucător bun, cu o tehnică destul de bună, care încearcă să ne ajute pe cât posibil. Tânăr experimentat sau junior? Da, este un băiat tânăr, în jur de 20 de ani are. A jucat și el fotbal și el este colegul meu momentan de atac. Bine, acum la meciul cu turnul nu a jucat din primul minut. Horatiu, tu joci de foarte mult timp fotbal, cunoști și fotbal județean. Bine, Liga 4-a, mie mi se pare că anul ăsta nu mai are consistența și nu mai are spectaculozitatea sezonului trecut. S-a și retras o echipă Rapid. Unirea Petrolul Videle nu poate fi cumpărată cu ceea ce era echipa din Videle anul trecut, cel puțin în perioada asta anului în care vorbim. Sporting la Liga 3-a. Bine, să nu uităm că și în ediția asta de campionat sunt câteva echipe foarte bune, cum ar fi și Alexandria, Turnul Măgurele, Brânceni, care au și o echipă bună, care este și pe primul loc, care au jucători foarte valoroși, care au jucat și la un nivel mai înalt. Echipa din Saele iarăși și-au format o echipă foarte bună. Oricum, cred că lupta se va da între FCM Alexandria și Sporting Turnu pentru obținerea locului de baraj. Pe primul loc este Unirea Brânceni. N-a jucat cu ei până acum? Da, nu am jucat. O echipă care s-a întărit față de anul trecut? Bine, am jucat la Cupa Telorman și erau cam aceiași jucători care... Au lăsit 2-3 jucători de bază de la ei. Nu au foarte mulți jucători numeric, însă au un nucleu de jucători foarte valoros. Da, și este echipa care de 2 ani, dacă nu mă înșel, joacă împreună și înseamnă enorm. Mai ales la nivelul nostru. Decât tot așa din când în când se mai întâlnesc un grup, pentru că nu pot veni toți, sunt mulți în afara județului. Cum ți se pare sezonul ăsta, Horatiu? Ce pot să spun? Ce noutăți notabile? Plusuri pentru competiție acum la început de toamnă, și că se numără plusurile sau minusele? Da, este un campionat tot așa, mi se pare destul de echilibrat în prima parte. Câteva echipe, cum am spus și mai devreme, foarte bune. Ca și plusuri, cred că echipa noastră a venit cu un plus față de anul trecut. Am reușit să formăm un grup mult mai bun la Buzescu și sperăm să reușim să ne clasăm în primele 6-7 echipe din campionat. Domnule antrenor, care este obiectivul dumneavoastră? 6-7 este obiectivul personal lui Horatiu Lascu. Da. Obiectivul echipei? Obiectivul echipei, după părerea mea, este să fim și să încercăm să câștigăm cât mai multe meciuri și dacă se poate să fim acolo în primele 5-6-7 echipe. E foarte bine pentru primul an. După aceea, la următorul an, dacă rămânem în aceeași garnitură sau poate o să mai aducem ceva jucători, atunci se va schimba. Dar toate se fac numai cu bani, așa cum știți și dumneavoastră. Și în timp. Și în timp, sigur că în fotbal, banii nu neapărat aduc fericirea. Nu tot timpul. Nu tot timpul. Deci e o condiție necesară, dar nu și suficientă, ca principiile în logică. Sunt echipe care investesc foarte mult și vedem alte echipe care cu bugete mult mai mici se încropesc, da, și fac surprize frumoase, da. Deci după campionat cap-coadă, mult mai bine, pentru că o surpriză în meciul direct pot apărea. Sigur. Dar într-o competiție de anduranță, cu o durată lungă, favoriții de obicei se impun. La noi este o echipă tânără, să spun tânără, datorită faptului că acum ne-am încropit. Și nu, ca și medie de vârstă, da? Și noi avem fluctuații, la început așa e, sunt niște fluctuații. Uitați, dacă vă uitați și în clasament, am avut două meciuri jucate bune,
unul slab. Două meciuri bune, nu, unul slab. De regulă se întâmplă ca la 5 meciuri bune să joci unul slab, că așa, așa este. Și la jucători, la 4-5 meciuri, mai poate să joace unul slab. Dar când e fluctuația asta de la meci la meci, nu poți să... E mai greu. Și asta se datorează și faptului că acum ne-am întâlnit cu toții, marea majoritate, sunt câțiva care sunt de anul trecut, dar în rest, marea majoritate ne-am întâlnit acum și acum. Bine, și antrenor nou și idei, alte idei, altceva, trebuie să până mă înțeleagă, până ei o să mă înțeleagă, până eu o să mă fac înțeles. Totul durează. Fotbalul nu este la fel ca orice alt sport, să zicem, sau nu mă prea pricep eu la alte sporturi, dar în fotbal nu poți să apeși pe buton și secunda de să-ți apară rezultate. Aici trebuie să faci o strategie pe termen mediu și lung, dacă vrei să ai ceva. Dacă nu, o să mergi din rezultate, niciodată nu o să prevezi un rezultat. Numărul de nivelări. Aveți un 11 închegat, stabil, în minte, un 11, o osatură, un schelet al unui 11 ideal pentru stadiul actual la care se găsește echipa din Buzescu? Sau? Nu poți, îl schimb de la meci la meci și nu datorită faptului că v-am spus și datorită fluctuațiilor pe care le au și jucătorii și datorită faptului că unii, parte dintre ei, unii se accidentează, alții nu pot să vină la meci datorită faptului că lucrează, au și alte servicii de unde își câștigă normal existența, dar așa sunt, e un nucleu de bază care de regulă joacă. La fiecare meci mai băgăm câte ceva, în funcție și de strategie. Bine că nu poți să faci o strategie, nu ieși ca la divizia, când la fiecare meci trebuie să schimbi strategia jocului în funcție de jucătorii pe care au și adversarii pe care i-ai și tu. Aici e altceva. Am încercat... Dacă ești Bayern și joci cu Hamburg sau aici cu altceva. Marburg, deci altceva spun. La divizia, schimbi strategia de la meci la meci. V-am spus, în funcție de, și de jucătorii pe care ai și de adversarii pe care ai. Da, aici e. Ați provocat o surpriză sau poate... De ce să nu o spunem? Poate că n-a fost o surpriză. Meciul cu Alexandria, un 1-0. Preferatul, Horatul, aveam un fundaș preferat, Matei îl chema, nu? La voi în echipă. El a marcat golul. Da, mijlocaș lateral, da. Da, da. Un gol superb. Unul dintre preferații mei din echipa Rapidului Buzescu, în plus că l-am plecat. Horatiu, ai jucat? Da, am jucat. În acel meci. Ce pot să spun despre meciul ăla? Un meci foarte greu contra unei echipe foarte bune. În acel meci am reușit să ne motivăm foarte bine. Meciul a fost destul de dificil. Echipa din Alexandria ne-au dominat. Au avut un ușor plus față de noi, însă nu au reușit să-și creeze foarte multe ocazii de gol. De fapt, nu și-au creat ocazii de gol. Mi se pare că prima ocazie mare care au avut-o a fost în minutul 89, cam așa. O deviere a lui Badea, mingea s-a lovit de bară. În rest, în prima repriză am avut și noi câteva șanse. La pauză a fost scorul de 0-0. În partea a doua, Matei a avut o execuție fantastică cu un șut la vinclu. Scorul s-a făcut 1-0. În repriza a doua, Alexandria ne-a dominat, au venit peste noi, însă, cum am spus mai devreme, nu au reușit să-și creeze ocazii mari de gol. Și așa a scris istoria acestui meci. Alexandria este și ea o echipă schimbată. Mulți dintre jucătorii care evoluau în tricoul FCM-ului sezonul trecut, acum câteva luni, au plecat. Lătea este titular de bază la Sporting Roșiu de Vede. Leven Ceric, aflat în proprietatea Sportingului, evoluează cel puțin până în iarnă în poarta celor de la turn. Cine mai era? David? Urucu? David, Urucu, da. Sunt jucătorii plecați de la FCM la da. Actualul Sporting Turnu Măgurea. Care v-am vins cu 4-0? Da. Mai omogenă turnul? Așa repede s-a creat omogenă? Sau jucătorii pur și simplu luați individual? Sunt peste... Deci luați individual sunt peste noi. Dar dincolo de asta au avut și un joc foarte bun. Asta spuneam și mai devreme, că marea majoritate a informațiilor pe care le-am avut înainte de joc, automat îți informații din jur, toți spuneau că turnul nu joacă bine și n-au decât două lucruri care le fac ei acolo în teren, în fine. Și la toți le-am spus, băi, niciun meci nu poate să semene cu unul cu celălalt și din ce intri în campionat mai mult, cu
mai mult în campionat, îți dai seama că echipa crește de la etapă la etapă, mai ales când ai jucători de nivelul turnului, că are jucători buni. Și atunci a trebuit eu să gândesc altfel jocul și să încerc într-un fel sau altul să mă apăr, iar pe lateral am vrut să contracarez jocul turnului, numai că nu mi-a reușit. Nu, jucătorii le-au fost și teamă că sunt unii dintre ei, sunt copilași și au trac înainte de joc și ăsta e, cred că, elementul principal la noi în echipă. Marea majoritate a jucătorilor, când intră în teren, intră cu trac. Încet, încet trebuie să scăpăm și de această problemă și după aceea vreau să-i fac să înțeleagă că orice joc este ca și un antrenament. Și așa cum joacă la antrenament, așa trebuie să joace și la joc. Dar e mai greu. E mai greu, că e pe punct. E pe punct, e tracul înainte de joc. Arbitrii își mai fac și ei câteodată. Jocurile și treaba. Suntem pe final. Înainte de a vă întreba rapid despre Phoenix Alexandria, să ne facem datoria de a trece în revistă rezultatele înregistrate în runda 6 a Ligii a 4-a. Dacă suntem pregătiți în legea de emisie cu graficul care ne arată rezultatele și marcatorii. Până una alta să vă spunem că Unirea Petrolul Vidra a remizat acasă 0-0 scor alb cu Astra Ploska. Viața Nouă Olteni a pierdut acasă contra celor de la Brânceni 0-2. Dunărea Zimnicea s-a odihnit această etapă pentru că ar fi trebuit să joace meciul contra celor de la Inter Găleteni, echipă care s-a retras din campionat. Unirea Țigănești, Ajax Botoraga, de asemenea scor alb 0-0. Udineze Uda Clocociov, Club Sportiv Vâltoape 3-3. Rapid Buzescu, așa cum bine știți, Sportiv Turnu Mureș 0-4. Metalul Peretu, Voința Saele 0-1. Spikpo Poroschia, Fotbal Club Municipal Alexandria 0-2. Mulțumim pentru grafic și ultima dorință, clasamentul pentru Liga 4, clasamentul provizoriu după 6 etape pentru a vedea cum stau lucrurile acolo, să vedem cine este în frunte. E interesant de văzut, pentru că toată lumea vorbește de Sporting Turnu și de FCM Alexandre, dar avem un clasament condus de Unirea Brânceni, 6 meciuri, 15 puncte, Sporting Turnu 5 meciuri disputate până în prezent, 13 puncte, se poate face rocadă între ele. De asemenea, pe poziția a treia, Fotbal Club Municipal Alexandria, de asemenea 5 meciuri, 12 puncte. Li s-a anulat punctele din meciul ăla de mare angajament, 10-1 cu Găleteni la casă. Vedem Buzescu pe poziția 8-a și la suferință mare acolo, Udineze Uda Clocociov, Metalul Peretu, Ajax Botoraga și Club Sportiv Vâltoape au ceva probleme acolo, însă clasamentul este unul provizoriu și se mai poate schimba. Mulțumim pentru grafic. Domnule antrenor, să încheiem cu dumneavoastră, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, cred că undeva la 2 minute. Phoenix Alexandria, clubul dumneavoastră de suflet, până la urmă, dincolo de tot și de toate. Așa este. Phoenix Alexandria, un club care s-a născut acum 5 ani jumătate, aproape 6, împreună cu Mircea Cristescu și cu Florin Titirișca, am încercat să creăm un club de fotbal, am și realizat această dorință și acum suntem pe un drum bun, spun eu, că avem câțiva jucători care promit. Unul dintre ei este Chiriță Gabriel, care l-am avut foarte timid în studio, dar foarte timid, dar în teren e altceva. Și care l-am promovat la echipa Nanov. Este o promovare, pentru că la vârsta de 15 ani să joci la Nanov și să tragi și la promovare este într-adevăr o promovare pentru el. Și este primul pas. Dar vor urma și alții. Vă sunt convins. Vă este frică că riscați pe el la o vârstă crudă și fizic la 15 anișori? Nu mi-e frică și nici lui nu e frică. Și asta e cel mai important, că lui nu e frică. Și îmi dă și mie mai multe speranțe pentru el să-l bag în teren. Mai pregătiți ceva? Noutăți cu Phoenix-ul, alți jucători care să facă pasul către seniori? De ce? Avem câteva vârfuri, dar v-am spus, totul depinde și de, nu numai de noi, mai important sunt și părinții care ar trebui să aibă o altă atitudine față de copii, să înțeleagă, să vină la antrenamente. Unii părinți nu lasă copiii să vină la antrenamente, că să meargă la școală. Nici noi n-am spus să nu meargă la școală. Din contră, un fotbalist inteligent trebuie să și învețe bine la școală, că altfel nu are cum să fie inteligent în teren. Dar
Asta e, se mai întâmplă și din astea. Alți copii li se par foarte mare distanța de acasă, până la Nanov, într-adevăr este mare, dar dacă vrei să faci performanță, trebuie să faci sacrificii, fără sacrificii nu se poate. Performanța cere sacrificii, dragi prieteni, o nouă față pentru Rapid Buzescu, deocamdată lucrurile merg bine. Domnilor, timpul nostru s-a încheiat. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studioul Sport Special. Mulțumesc și noi pentru invitație. Spune Rădu cu antrenor la Rapid Buzescu, CS Nanov, am zis bine, da. Și unul dintre creatorii lui Phoenix Alexandre, unul dintre ei, Horaciu Lascu, atacantul lui Rapid Buzescu. Domnilor, vă mulțumesc, toate bune, dragi prieteni, rămâneți cu Mediasud, în câteva minute urmează știrile, ne revedem săptămâna viitoare, la revedere. Mulțumesc, bună seara. Bună seara.